Cu mișcările de cadre la nivel înalt din guvernul Cioloș s-a cam obișnuit opinia publică. O decizie surprinzătoare pentru nemțeni a fost însă cea de înlocuire a subprefectului Vlad Ciurea cu Iulian Jugan, după aproximativ 2 luni de funcționare a Romașcanului, ca al doilea om de decizie în județ. Noul subprefect, un om cu un CV interesant în ceea ce privește funcțiile ocupate, face o declarație de conjunctură mimând uimirea deciziei premierului și asigurând opinia publică că va încerca să se achite mai mult decât onorabil în noua calitate de al doilea reprezentant al guvernului în teritoriu. Mă onorează propunerea premierului Dacian Cioloș. De altfel, am activat în guvernul domniei sale aproximativ 6 luni. Apreciez foarte mult modul în care conduce activitățile. Faptul că am acceptat această propunere, pe lângă faptul că mă onorează, consider că are la bază și experiența mea profesională. Vorbim aici de o perioadă pe care am activat ca șef al Cancelariei Prefectului, o altă perioadă în administrația publică centrală ca secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar rezultatul este cel pe care îl știți. Într-adevăr, urmează și din perspectiva instituției prefectului o perioadă destul de grea, are responsabilități în perioada care urmează, noul subprefect, ca și predecesorul său, se va ocupa de coordonarea activității instituțiilor deconcentrate din teritoriu și de organizarea alegerilor parlamentare din 11 noiembrie. Și de altfel, o altă serie de activități specifice instituției prefectului. Și aici vorbim de potențiale situații de urgență și despre, până la urmă, rolul de coordonator al instituțiilor deconcentrate din județ. Cum apreciați faptul că guvernul s-a decis să-l schimbe pe colegul dumneavoastră, pe Romașcanul Vlad Ciurea, la așa un scurt timp de la instalare? Și de ce era nevoie de această schimbare, că au mai rămas doar 2 luni din mandatul acestui guvern? Aici cred că vă dați seama că nu știu care au fost care a fost reacționamentul acestei schimbări. De altfel, pot să vă spun, eu am o relație de prietenie cu domnul Ciurea și îl apreciez foarte mult și pentru mine a fost un pic surprinzătoare. Cel de-al doilea om în prefectură, a cărui instalare se va face în cursul zilei de 27 octombrie de către un reprezentant al Ministerului Administrațiilor și Internelor, sub responsabilitatea căruia funcționează prefecturile, a negat caracterul politic al numirii sale, susținând chiar că este prieten cu Vlad Ciurea, sub prefectul căruia îi ia locul de astăzi. Eu nu sunt membru de partid, vă dați seama că n-aș putea să comentez de aspect. Repet, eu îl apreciez foarte mult pe domnul Ciurea și... Când are loc preluarea efectivă a mandatului? A apărut în monitor oficial de aseară, probabil în cursul zilei de astăzi voi depune jurământul și fără vreo altă perioadă de acomodare voi intra în echipa condusă de doamna prefect Nicolina Dobrilă. Ex-subprefectul Vlad Ciurea se va întoarce probabil la conducerea Comisariatului Județean Neamț de Protecția Consumatorilor, de unde a fost detașat temporar. Noul subprefect, Iulian Jugan, are o evoluție profesională cel puțin interesantă. De-a lungul carierei sale a trecut prin Ministerul Apărării Naționale, unde a funcționat ca ofițer activ peste 12 ani, ulterior fiind transferat la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, unde a îndeplinit funcția de purtător de cuvânt o bună perioadă de timp. A funcționat și în învățământul post-liceal ca profesor, apoi a devenit șef al Cancelariei Prefectului PSD Vlad Angheluță, înlocuit de actuala deținătoare a fotolului de prefect, Nicolina Dobrilă. Prin înțelegeri politice, Iulian Jugan a ocupat și funcția de consilier al fostului președinte al Consiliului Județean, uneperistul Constantin Iacoban, transferat și el ulterior la ALDE. Iulian Jugan, tot pe filieră politică, a fost promovat și secretar de stat în Ministerul Mediului, funcționând pe această funcție vreo 7 luni și în guvernul Cioloș, care ulterior l-a trimis la Agenția Județeană de Protecție a Mediului, unde a ocupat prin concurs postul de director. Conform declarațiilor noului subprefect, după încetarea detașării, se va întoarce la Agenția de Protecție a Mediului dacă nu va urma vreo altă avansare în funcție, tot pe cale politică.